Ei, bună ziua, bună, să mai pe camere păsări de curte. În acest episod am să vă arăt toate păsările și animalele. După cum puteți vedea, am început din grădină. Chiar am să vă arăt și grădina. Am terminat de săpat tot. Aici cei drept am făcut eu, aici am avut pe cineva. Și în grădina de flori am făcut eu. Am zis să precizez lucrul ăsta pentru că nu vreau să mă laud pe munca altui om. Mă laud cu ce fac eu și ce iese din mâna mea. Aici avem puișorii ăștia cu cloșca. Au crescut foarte fain. Avem aici copușelul și cele două puici. Toți trei cu barbă. Cei doi albi sunt și încălțați. Cel maro este fără încălțătură. Acolo avem și firul de vânătă care l-am lăsat. Pe acolo am pus niște mentă de asta de aici. Da, se poate observa că e săpat. Am curățat și viile și am săpat și aici. Mai avem numai trandafirii și atât. Nu mai mă duc până acolo pe cărare, că n-are rost. Da, ce să vă mai arăt. Cloștile cu pui și puica cea albă stau numai pe aici prin grădină. Da, nu-i văd acum, vor fi în curte. Mai mult ca sigur. Acum vom intra la gâște și la rațe. Le-am spălat trocul și oala. Se poate și observa că a fost spălată la câtă apă e pe aici. Și bine, le-au avut plineta, s-au scăldat nebunele. Am luat de dimineață, parcă să zic să nu exagerez, 3 ouă. Acum nu știu dacă s-ar mai fi ouat. Dar știu sigur că erau și au fost toate 3 din dimineața asta. Pentru că eu nu las ouăle lor de pe o zi pe alta sau să zic vreo oră, două în cuibar, le iau cum le găsesc pentru că e plin de coțofene la noi. Sper să găsim ceva porumb, să le mai dăm și porumb. Nu s-a făcut deloc și vă dați seama cine are, nu mai dă. Abia găsim grâu. Dar acum asta e. Le mai schimbăm meniul cu o pâine muiată, le mai dau drumul la iarbă. Ce se mai poate acolo? Dar cum am spus, sper să găsim porumb să le luăm. Foarte tare vântul, sper să mă aud bine. A fost păsările afară un pic mai devreme, dar le-am băgat după ce le-am spălat astea. Uitați și gâștele. Cred că am să o las și pe aceasta, cu boboaca cea de lângă, creața și gâscanul bătrân. Că mi-e milă de asta să o sacrific sincer. Și la rațe ziceam să le las pe astea două pe sălbatic, pe cele două pe albastru, pe aceea de acolo. Și aș fi lăsat-o și pe asta, dar are aripile astea și nu-mi place. Am să las că poate și mai revine, dar nu cred că a avut și sora mea un rătăi și nu și-a revenit. Și ori las o albă pe Chucky, sta să vă arăt, prietena mea Chucky.
aceea. Ori pe una din bălțate, urmează să mă decid. Și aș lăsa 6 rațe cu un rățoi, evident ăla. Se vede urât pe clip că e soarele ăsta așa. Bine, na, pe clip se vede așa, că în viața reală se vede bine. Oho, avem aici și pe doamna. Ce-ai făcut, dragă? Ce faci tu? Dormi? Ți-ai găsit aici locul? Bravo! Eu am învățat-o să dorm acolo. Seara, după ce îi dau și ei mâncare, când dau la pâini, vine după mine și urcam acolo sus și s-a învățat. Azi că mi-a căzut cârpa de spălat la păsări. Că le spăl recipientele de apă mai mereu. Că așa e bine. Am câteva care urmează să le sacrific, cum ar fi aceasta, pentru că nu-și revine. Cel puțin aceea. Și după răceala mi-au rămas cu un strănut, după cum se poate auzi. Nu știu ce să le fac. Am zis să mai încerc și cu usturoi, că știu că e foarte bun de strănut. Și mai am cocoșul la care nu-și revine la ochi și o puică care nu-mi place mai am de sacrificat. Cocoșul cel fără așa și puica aia de acolo, cea neagră cu gât argintiu. Asta nu-mi place de ea, e urâtă. Și din câte mă uitam, rămân cam vreo 25 de găini, dacă nu mă înșel, 4 ouă, e bun. Și ar fi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, stați, nu, că nu reușesc să vi le arăt așa pe numărătoare, că sunt amestecate. Și bătrâna, nu știu, pentru că e deja destul de bătrână și nu mai e așa de bine cum a fost. Multe șanse nu-i mai dau. Dar rămân 25 în cap, toate. Adică tot ce-i bine și tot ce-i deținut. Că bătrânie, sincer să fiu, bătrânie de acum 2 ani, singurile care vor rămâne vor fi ceia de acolo, moțata albă, și cred că atât. În reștele de 2 ani, cam majoritatea. Astfel le mai număr o dată, ca nu vreau să mă încurc. Le număr eu separat. Da, îmi rămân 25 toate, că le-am luat și le-am calculat și credeam că că m-am încurcat un pic. Mi se părea că am pus-o și pe cea albastră, bătrână de acum 2 ani, și n-am pus-o. Și de aia ziceam 25 pentru că nu vreau să o las. O țin pe cealaltă și puica. Și în rest toate puicile, toate cele de anul trecut și fără bătrână, cea de 6 ani și fără golașa aceea, ar fi 25. Vreau să o păstrez și pe acea golașă porumbacă, dar nu o mai las, că nu își revine și vreau să o sacrific. Și în rest voi sacrifica cam tot ce îi. Stai că s-a întâmplat ceva de... A, pacă-ți chiar cârpa de acolo. Bate vântul. Rău, nu așa. Aoleo, se poate observa. Și cocoș probabil las pe bătrânul sau pe ăsta. Mă decid. Urmează să mă decid dintre ei doi.
Că nu știu, sigur l-aș lăsa pe bătrân, dar nu promit nimic. Odată pe bătrân, pe unul din bătrâni, pe cel care ei ar fi regele și pe moțatul. Asta sunt super bucuros că-i pui că bărboasa asta. Posibil să le dau pe afară câteva ore mai pe seară și aș filma. Asta s-a făcut foarte faină și și-a revenit înapoi la viață. Că era mai bleagă când era mică, acum sare pe aici, e o soție de-a lui Tarzan cum trebuie. Și mă bucur. Mai bine sta așa ele sălbatice decât de-alea bolânde. Sunt bucuros că măcar o găină roșie îmi rămâne și mie golașa aceea roșie și bine, pe cea maron o pun că, na. Asta neagră ar mai fi de ținut, care năpârlește din toate încheieturile. Așa, na, nu pot să le țin afară că se sperie, după cum puteți vedea, mai pică câte ceva jos și se sperie și n-am cum să vi le arăt. Posibil să vi le arăt zilele viitoare pe afară. Sâmbătă și duminică, în niciun caz, că anunță ploi. Ar mai fi ziua de joi și vineri, da, să vedem. Azi ar fi miercuri. Nu promit nimic. Așa o sacrific pe aia că le am pe astea două mult mai frumoase și pe bărboasa... Ba nu. Deci le am pe astea două care sunt încălțate odată. O mai am pe acea bărboasă care cream că e cocoș de puică și pe bărboasa cealaltă din ultima serie. Cu așa argintiu la gât. Da. Pa, deși o reveni și bătrâna, chiar dacă nu mai scot nimic de la ea, că îi bătrână. Și nici anul ăsta nu prea am luat multe ouă de la ea, foarte puține. Măcar s-o am acolo și pe ea. Aici avem piticanile. Care lor le mai dau drum afară așa din când în când, prin curte. Le-am numărat și pe ele și în total ar fi 15 găini și 5 cocoși, toate de ținut. Aici nu sunt toate găinile de ținut și nici toți cocoșii, mai am unul bărbos mic de la cloșcă, adică am două pui și cocoșul de la cloșcă și cele două găini care sunt cloști. Așa aici sunt câte 2, 4, 6, 8, 10 găini și 4 cocoși. Mai trebuie 5 găini și un cocoș aici înăuntru cu ele. Aștept să mai crească puii. Așa mai am și pe cea albă. De-aia nu-mi ieșeau, că ieșeau 4. Mai am și pe cea albă. Aștept să crească puii și puica aceea albă și vreau să le bag aici cu toate la oaltă și gata. Că nu mai vreau pui peste iarnă, cum mi s-a întâmplat anul trecut. Le țin aici și măcar știu că le am până la primăvară sub control, că după aia le dau iar drumul afară, că trebuie să-i liberez spațiu și să fac ceva mai ca lumea aici pentru pui. S-a făcut foarte fain cocoșul ăsta. Toți îmi plac, de fapt, ce să mai... Am dat lovitura anul ăsta cu toate piticele. A ieșit super faine. Asta nu știu ce-i cu ea. Dă-i așa mică și e vorba că... E scoasă din nou de găină mare, din câte țin eu minte.
sper că o să crească. Dar pare mi se mie că ar fi ceva de pitică. De neam de pitică. Și asta nu-mi place. Stai să vi le arăt și cealaltă cloșcă cu pui calbă și o să închei. Că mai am și o treabă. Și mai bate și vântul ăsta foarte tare. A, să vă arăt și iepuri tot așa. La porumbei nu mai avem nicio noutate, așa că n-am să vi arăt. Porumbei, o să-i vedeți numai când o să fie noutăți. Porumbei. Așa restul o să vi le arăt, așa cum vi le-am arătat și până acum. Mi-am făcut și lor curat. Astea două puici pare mi se mie că o să-i facă mari. Dacă și pe dânsa. E destul de mare, dar tot mai iese prin gard. Și n-am ce să-i fac. Da, dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să apăsați butonul de like, să vă abonați. Pa, pa!